Salut, prieteni! Sunt eu, Constantinescu, și bine ați venit la Apelectricity. În acest videoclip o să discutăm despre motoare electrice și o să prezint principalele probleme care pot să apară în funcționarea motoarelor electrice. Prima problemă, motorul nu pornește. Și aici putem să avem lipsă tensiune de alimentare. Da? La cutia de borne a motorului. Trebuie să verificăm dacă există tensiune electrică la intrarea în tablou, dacă siguranțele fuzibile sunt funcționale, dacă avem comandă pentru contactor, dacă într-adevăr avem tensiune electrică la ieșirea din contactor, da? Care este starea conductoarelor electrice. Practic, trebuie să verificăm tot circuitul de alimentare al motorului. Și în acest caz putem să avem circuit de comandă și circuit de forță în cazul unui motor asincron trifazat. De asemenea, se verifică dacă axul motorului se rotește liber. Pentru că este posibil ca acesta să fie blocat. Da? Și aici discutăm de o defecțiune mecanică. Exemplu, în cazul acestui motor, da, se observă că axul se rotește, da, liber, fără probleme. O altă situație este creșterea rapidă a temperaturii motorului sau supraîncălzirea. Cea mai întâlnită cauză în supraîncălzirea motoarelor este o sarcină mecanică mare. Practic, mult mai mare decât puterea mecanică la arbole motorului. În acest caz, motorul va funcționa cu un curent din rețea mai mare decât curentul nominal al motorului. Acest curent va produce o supraîncălzire a înfășurărilor statorului peste limita termică admisibilă. Iar de aici, până la scurtcircuitarea înfășurărilor și scoaterea din uz a motorului, nu mai este decât un pas. De aceea este obligatorie prezența releului termic în circuitul de forță al motorului. Tot aici putem să avem ventilator defect sau o răcire insuficientă. Motoarele electrice au în construcție, da, ventilatoare. Acestea trebuie să fie verificate dacă sunt bine fixate pe axul motorului, dacă au toate paletele și dacă căile de ventilație ale motorului, da, practic aceste găuri privind protecția ventilatorului, da, sunt vizibile, da, astfel încât să se asigure un curent de aer. Ventilatorul trebuie să scoată aerul cald din motor, da, și să introducă aerul rece din exterior. Aici o altă problemă poate fi tensiunea de alimentare, da? Pentru că această tensiune de alimentare trebuie să fie în toleranțele admise. Da? Nu trebuie să fie nici prea mare și nici prea mică. Exemplu, standardul NEMA, folosit în America de Nord, admite plus sau minus 10% din tensiunea nominală. Da? Toleranța. Se verifică aici alimentarea motorului pentru că este posibil ca acesta să funcționeze în două faze. Da? Putem să avem o siguranță fuzibilă arsă sau un conductor de fază din cele trei să fie întrerupt în cazul motorului trifazat. De asemenea, dacă un motor are porniri și opriri repetate într-un interval scurt de timp, el se va supraîncălzi. Da? Practic, el nu este corect ales conform serviciului tip de funcționare. La motorul electric, da,
În perioada de pornire se absoarbe un curent mai mare decât cel necesar în timpul funcționării. Da? Și de aici această supraîncălzire. O altă problemă este zgomot anormal sau vibrații în timpul funcționării. O cauză poate fi motorul și utilajul nu sunt pe aceeași axă, da? Nu s-a păstrat axialitatea în timpul montajului. Da? Cazul când antrenarea se face prin cuplaj direct, motor-utilaj. Bineînțeles că aici se echilibrează montajul. De asemenea, motorul sau utilajul nu sunt bine sau corect fixate pe suprafața de lucru sau suprafața de montaj nu este plană. Se remediază prin strângerea șuruburilor de fixare ale motorului și utilajului sau se modifică piesele de fixare pe batiu, da? Cadru metalic sau plac. Da? În cazul acesta, un sistem de fixare, da? Pentru motor. Rulmenți defecți, da? Nealiniați sau cu uzură mare, transmisie defectă. Exemplu, pot să am o transmisie prin curea și fulii, curea poate fi defectă, fulii ovalizate sau care nu sunt corect centrate pe axul motorului sau pe axul utilajului. De asemenea, rulmenții pot avea joc în scuturi. În cazul în care rulmenții se supraîncălzesc. Excesul de vaselină este o cauză sau întinderea peste măsură a curelei, nealinierea rulmenților, rulmenți defect sau axul rotorului este arcuit, nu este drept. O altă problemă, motorul pornește în gol, da, fără sarcină, dar nu pornește cuplat cu sarcină. În sarcină nu funcționează. Sarcina mecanică este mare pentru motor. În acest caz, se poate porni în gol motorul, iar sarcina se introduce treptat. Exemplu, prin intermediul unui întinzător, atunci când am o transmisie prin curea. Un alt punct aici, tensiunea electrică redusă, da? Și se verifică sursa de tensiune. Putem avea o cădere mare de tensiune electrică pe cablu de alimentare. Sursa de tensiune are valoarea corectă, dar alimentarea motorului se face prin conductoare cu lungime mare și secțiune redusă. De asemenea, rotorul poate fi defect în cazul motorului asincron cu rotor în scurt circuit. Prietenii, acestea sunt principalele probleme care pot să apară în funcționarea motoarelor electrice. Un motor electric poate fi folosit numai în cadrul aplicațiilor pentru care este destinat. De reținut că valorile nominale ale mărimilor electrice și mecanice, precum și condițiile de utilizare sunt indicate pe eticheta motorului. În plus, trebuie respectate toate cerințele din instrucțiunile de utilizare care însoțesc motorul electric. Mulțumesc pentru vizionare și să ne revedem cu bine pe canalul Up Electricity.